Ce v-a lipsit să ajungeți o mare balerină? Am avut spectacol și în Lacul Lebedelor. Și a fost un succes. Ați ajuns avocat datorită unei promisiuni făcute pe patul de moarte? Cred că mi-a fost scris în stele să ajung avocat. Ce rol jucați în groapa cu hiene din Parlamentul României? Sunt cea mai mare pacoste. Ar mai exista Diana Șoșoacă fără Facebook? Sunt interzisă la televiziuni, sunt interzisă pe Facebook, sunt interzisă peste tot. Jucați cartea victimizării când sunteți în dificultate? Vi se pare că sunt o victimă? V-a fost vreodată rușine de ce ați făcut? Îl complexați pe soțul dumneavoastră? Sunt liniștită, vorbește el acasă. Ați fi dispusă să vă sacrificați copiii de dragul politicii? Eu nu mai am familie, eu nu mai am viață și nici copiii mei. 40 de întrebări cu Denis Rifai. Duminică seară de la 10:30 la Canal D.